este foarte mare, este foarte agresiv și chiar dacă după talie poate chiar omorâ oameni, pitonul de stâncă deține un loc aparte între pitoni care, dintre puținii care au reușit să, în decursul timpului să omoare foarte mulți oameni, pitonul de stâncă și pitonul reticulat. Următorul este pitonul de stâncă, când ajunge la maturitate, exact așa cum ați văzut ăla care a înghițit antilopa, ăsta e un puiuț, relativ puiuț, un an jumate, aproape 2 are, când va mai crește, poate ajunge și pe la 6 metri și atunci este deosebit de periculos. Puiuț, ce faci? O să vedem în față piton mult mai mare, de 4 metri jumate, 5 metri chiar, care deja, dacă apucă să se încolocească și pe un adult, îl omoară liniște, fără niciun fel de problemă. Aici mai puteți vedea o agamă cu barbă, care e o șupăniță foarte simpatică, îmi place mult să fie în gheaț, cos la soare, e ținută des acasă, deoarece este foarte blândă. Lângă el, tovarășul de apartament are o tarantulă. Care să înțeleg? Ei au despățit. Și sus aveți testoasele cu tâmpe roșii, care este o specie ținută foarte des de către om, dar din păcate că trăiește foarte mult, mulți i-au dat drumul și... Cât trăiește? 45-60 de ani. Și s-au adaptat foarte bine în toată Europa și unde ajung ele, omoară pui de pește și dispare peștele din lacurile în care oamenii i-au dat drumul, deoarece este destul de agresivă, mult mai agresivă decât țestoasa noastră din Europa. Este o specie care s-a adaptat foarte bine, deoarece ele în mod normal trăiesc în Florida, unde e cald, și s-au adaptat chiar la temperaturile noastre de prin Europa, chiar unde în Europa vestică, unde e mai frig ca la noi. Mai avem rândul ăsta de pe partea asta și în față. Să mergem după aia. Aici mai puteți vedea doi puiuți de boa imperial, care nu cresc foarte mari și carnea lor se poate chiar mânca. Boa, o specie care se consumă carnea. Următorul este o șopârlă cu sos groș care trăiește în Africa de Sud. Este o șopârlă care se susține că de 10 milioane de ani nu s-a schimbat forma ei. S-au găsit fosile de 10 milioane de ani și au găsit fosile în ziua de astăzi. Sarpele șobolan este următorul care trăiește și în America de Sud și trăiește și pe lângă casa omului și este foarte specializat pe șobolane, îți place foarte mult și unde trăiești el, puține șanse să mai trăiască și mulți șobolani. Următorul este un șarpe taiwanez, care este un șarpe subțire, dar care ajunge destul de lung, până la 2 metri și ceva. Da. Și este tot neveninos. Așa. Următorul este un șopârlă fără picioare, care trăiește în Grecia, Turcia, seamănă foarte mult cu șarpele. Diferența mare este că nu mănâncă numai carne, mănâncă și vegetale și mănâncă mult mai des ca șarpele, care mănâncă cam o dată la lună când este adult sau poate chiar un an rezista fără niciun fel de probleme fără mâncare. Șarpele cu clopoței din Venezuela, o specie de șarpe cu clopoței care trăiește la cea mai mare altitudine. Din asta avem chiar un puiuț. Aici a expus și avem, i-a născut mai recent 6 puiuți. Următorul este o viperă rinocer, care este una dintre cele mai periculoase specii de vipere. Are un venin neurotoxic foarte puternic și o singură mușcătură se susține că ar fi de ajuns chiar și pe 20 de oameni să o omoare. Și este foarte o coloristică foarte, foarte frumoasă, care se poate camufla foarte bine în pădurile, având o culoare care, dacă observați, fiecare specie este foarte adaptată la culoarea, la mediul în care trăiești. Următoarea este o viperă.
care tot așa venim foarte puternic, trăiește în zone deșertice. Are păr. Și dintre cele mai mici vipere urmează vipera păr de Sahara. Este un exemplar adult, ce vedeți aici. În ciuda mărimii sale are un venin deosebit de puternic. Următorul este o agamă cu barbă, cum a fost, este fratele celui din față. Mai puțin mai mărișoară. Este șopurile blânde. Aici vedeți două exemplare diferite din aceeași specie. Unul albinos și unul care e culoarea normală. Vedeți culoarea normală? Cu culoarea normală se poate ascunde foarte bine. Care în timp ce aia de acolo. În timp ce ăsta este albinos și are ochi roșii, ceea ce este o raritate. I-am pus împreună tocmai de aia să puteți face o mare o diferență cât de diferit este un albinos și de ăștia nu pot supraviețui albinos și în natură, cum am spus. Și în toate speciile o să vedeți și un piton tigrat care este cu culoare albinoasă în față și o să vedeți culoarea normală și unul albinos. Următorul este un șarpele gal cu lanț. Exact cum este ăla din partea alaltă care este văzut albinos cu puncte galbene. El normal trebuia să fie negru cu punctele alea, exact așa cum vedeți ăsta. Numai ăla s-a născut accident genetic, ăsta este culoarea normală. Pielea, asta e pielea năpârlită, fiecare șarpe când crește 1,2 mm, năpârlește vechea piele, nu crește odată cu el și se o dă jos începând de la cap până la coadă și dedesubt are pielea nouă deja. Orice, chiar și șopârlele năpârlesc. Aici aveți o altă specie de șarpe cu clopoței, de prerie, care tot veninos este. Toți șerpii cu clopoței sunt veninoși. Ăsta nu crește mai foarte mare ca ceilalți, devine mai micuț, dar la fel de veninos. Aici aveți iar ceva interesant, crapul de Caraibe, care este un rac, că ăsta vă deschid să vedeți. Ăsta este o specie de rac care trăiește în cochilile părăsite a mercilor. Cum crește și a cochilie mai mare. Ei sunt așa arată. Ăsta e racul? Da. Și dacă pui degetul te... Puțin mușcă, dar nu. Ăsta este crabul de Caraibe. Aici și pot să se bage complet. Vedeți și aici este unul, absolut numai ăsta rămâne afară, crește. Rest complet se poate băga într-o cochilie din asta. Când crește, își ia o cochilie mai mare. Așa. Următorul este un șarpe regal de Honduras. Ăsta este o specie neveninoasă care imită șerpii de coral, care este veninos și este foarte des reprodus în captivitate. Este un șarpe care ajunge până la 2 metri. Tot așa rozătoare.